Mulțumesc că mă zicesc, mulțumesc pentru invitație. E un subiect care ne preocupă, cel al cursului leu-euro, în mod evident. E un subiect de interes comun și pentru Banca Națională a României și pentru Ministerul Finanțelor Publice. Noi ne-am străduit în toată această perioadă dificilă, nu doar pentru economia românească, cât pentru economia globală, să ținem lucrurile pe o traiectorie stabilă. Știți bine că am evitat, ca prin minune, retrogradarea României, retrogradarea ratingului de țară, inclusiv prin măsuri greu de înghițit din punct de vedere electoral, cum a fost creșterea cu 14% a pensiilor, nu cu 40%, cum ar fi vrut alte partide, măsură care ar fi aruncat economia în aer, inclusiv cursul de schimb, și ar fi dus la o lipsă totală de încredere a investitorilor străini, a agențiilor de rating, a partenerilor internaționali în economia românească. Dar, pe de altă parte, agențiile de rating în perioada asta, orice estimare, fie ea și, cum să spun eu, pe următoarele 6 luni, pentru că eu nu cred că nimeni, oricât ar fi de specialist, nici Sfântul Petru, sau poate doar acolo, nu cred că poate anticipa exact cum vor reacționa, cât de tare vor strănuta economiile, pentru că sunt chestiuni absolut individuale, deci și această raportare la ratingul de țară poate că e una extrem de subiectivă în acest moment. Sigur că este. România, în același timp, să nu uităm, are de dus în spate deficite structurale economice. Asta spune și Banca Națională de câte ori are ocazia. Deficitele gemene, deci și deficitul bugetar mare. Am plecat în această criză cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană din cauza unor cheltuieli efectuate în anii trecuți. Acum, în pandemie, mai bine de jumătate din deficit, aproape 38 de miliarde până acum, sunt strict cauzate de pandemie, fie de cheltuieli excepționale, fie de venituri mai mici la bugetul de stat. Asta iarăși înseamnă un deficit mai mare. În plus, deficitul comercial, unde România, nu am mai vorbit lucrul ăsta, are o mare problemă pentru că n-a știut să-și susțină sectoarele strategice și am ajuns să exportăm fier vechi și să importăm oțel beton, după cum se întâmplă. Păi înseamnă că au existat niște băieți deștepți care au câștigat din această componentă lipsă în economia românească și din că altfel nu se justifică să-ți dorești, adică tu poți să faci niște lucruri la tine în țară, oferind și locuri de muncă, dar preferi să faci import. Păi, știi că mai e o stupizenie de genul, noi avem porumb, dar importăm mălaiu. Da, și la fel și cu lemnul și mobila și multe alte sectoare. Aici e ideea guvernului și trebuie făcută, dar e o idee care necesită timp, acel fond român de investiții, un fond care poate investi exact în sectoarele economice, în parteneriat cu mediul privat, unde putem avea această valoare adăugată. Și vă mai dau exemplu produselor chimice. Undeva la jumătate din deficitul comercial al României este generat de produse chimice și derivate, de exemplu îngrășăminte. Ori noi avem și o agricultură care poate fi performantă, deci suprafețe agricole mari, avem și gazele din Marea Neagră, de exemplu, care ar fi input direct pentru această industrie chimică, deci trebuie să o revitalizăm și putem să facem asta prin instrumentele de tipul Fondului Român de Investiții, de tipul Băncii Naționale de Dezvoltare, dar asta nu se fac de azi pe mâine, va mai dura un an, un an jumate, 2 ani. Oricum durează și pandemia, deci trebuie să ne obișnuim că toate trebuie să fie luate la pachet. Nu cred că exista în viața noastră un an mai bun care să ne descotorosească de toate credințele false sau mai puțin false, de toate fixismele pe care le aveam, pentru că singurul sfat pe care cred că l-aș da oamenilor ar fi să renunțe la ceea ce cred. Știu că e foarte ciudat. Mă rog, nu să renunțe la ceea ce cred. Să nu mai fie fixi în ceea ce cred și să se lase cumva duși de val. Chiar dacă e foarte greu și o recunosc și eu în fiecare zi de la Dumnezeu. Citeam azi în Ziarul Financiar ultima mea curiozitate apropo de perioada octombrie-decembrie. Managerii estimează pentru această perioadă o stabilitate în activitatea legată de industrie și de comerț. În paralel cu creșterea numărului de salariați în comerț și stabilitatea prețurilor în industrie și în construcții. La construcții am zâmbit. Sper ca la industrie să se întâmple ceva, dar voiam să te întreb unde anume, care sunt zonele unde simți că se vor produce niște modificări sau unde ar trebui să se producă niște modificări, astfel încât și viața noastră în 2021, că deja anul ăsta s-a dus și mulți dintre noi vrem să uităm de el, unii s-au obișnuit cu el așa cum e.
Pe de o parte, trebuie să știm că România e singura țară europeană unde investițiile productive au crescut în prima jumătate a acestui an. Asta înseamnă că există apetit pentru investiții. Noi, de altfel și pe IMM Invest, peste jumătate dintre solicitări sunt pentru investiții noi, nu sunt pentru capital de lucru. Sunt sectoare dinamice, sunt sectoare care s-au adaptat, cum e zona de IT, foarte ușor și este solicitată la maximum și în România și în afara României, după cum știm, serviciile IT-știlor noștri, zona de cercetare, inovare, zona de biotehnologie. Deci toate aceste domenii pe care azi le vedem de nișă ar trebui, dacă suntem inteligenți, să le transformăm în domenii strategice, să le susținem, să le încurajăm și de fapt să punem mințile strălucite românești din țară, din diaspora la treabă, astfel încât să creștem exact aceste sectoare unde România ar avea un avantaj comparativ.